Am un băiețel, soarele pe cer, nu-i frumos ca el. Am un băiețel, soarele pe cer, nu-i frumos ca el. Am și eu un băiețel, îmi dau viața pentru el, zi de zi mă rog mereu pentru puișorul meu. Toată dragostea îi ofer și-l iubesc până la cer. E frumos și mă e bine așa cu mine? Da. Tu credeai că scap de noi? De ziua ta? Ia uite, hai de la mama. Cine zici tu că te iubește atât de mult? De... Ne-a chemat alături de tine. Mami. Mami? Da. Păi și iubita? Nu-i spune și mami de ea? Nu. Nu? O ține secretă? Da. Ce să spun, am venit cu tortulețul pentru tine. Tu zici că din partea lui mami vine. Da. Păi și ce facem dacă venim din altă parte? Mami, unde ești, mami? A, ești aici, te-ai pierdut-o. Mami, ești pregătită să afli din partea cui venim cu surpriză? Da. Eu. Mami vrea să știe numele. Nu știu nimic, am fost și nu știu nimic de nicio surpriză. Hmm? Numele iubitei. La una dintre ele, nu la toate. Ai auzi? Eu ce auzim aici, una dintre ele? Păi Alexandru și mami nu știe nimic? Nu. Și tu zici că mami te iubește mult, mult. Da. Și astăzi la 13 anișori. Sunt ai tăi, da? Da. Bun. Ne-a chemat alături de tine. Nu știu ce să zic. Ce faci, drăguță? Bine, mulțumesc. Noi, uite, am venit aici alături de Alexandru și de tine și de mami. Ești pe parcel, te așteaptă de astăzi. Oh, bună, drăguță! Mă așteptai? Uite, vezi, eu vin cu lucruri dulci. Pe da, da, de data asta sunt verzile, dăm lui Alexandru baloanele și campania și tortuleții cu mami. Inimioara asta mare, mami, țin-o pentru băiat, să vedem din partea cui vine. Da. Nu uita niciodată cât de mult te iubesc, pe măsură ce crești. În viață îți va fi și bine și greu. Orice s-ar întâmpla, treci mai departe cu capul sus. Eu voi fi mereu lângă tine, dar să știi că rugăciunile mele se vor îndrepta către tine. La mulți ani, cu drag din partea părinților, dar n-ai vrut să ne spui numele iubitei. Așa că am băgat părinții la înaintare. Păi da. Cine este? Cine s-a făcut surpriza? Tu? Pane. Da? Da? Sigur? Sigur. Nu vrea să spună numele... numele ei, nu vrea să... Ești convins? Aproape. Păi atunci, hai să auzim și de la tine un mesaj pentru mami și pentru tati. Da? Că îi iubesc amândoi. Surpriză. Păi doar atâta, continuă. Păi, păi Alexandru, noi fugirăm de la Băilești la Poiana. E convins ce o să mai. Păi bun, atunci spune-le mai mult, ia. Că ei s-au chinuit pentru tine. Chinuie-te și pentru ei. Păi eu tot așa, te iubesc atât. Mă iubesc amândoi și gata. Atât. Atâta? Păi da. Te uiți la fața asta, o iubesc pe amândoi și atât. Păi da, acum, acum e dialoghează. Acum uită-te la mami și spune ei ceva. Hai, ceva mami, mai bun. Mami, știu că te iubesc mult. Da, băiatul meu, și mami te iubește pe tine, mă. Să fii cu minte, să mă asculți și pe mine și pe Fani. Da. Da? Da. Le-a spus că amândoi? Fani e la muncă acum, nu este acasă. Păi el lucrează până... Păi la 12 noapte a venit și noi acasă. Îl bun, păi îmbrățișarea și pupicul. Păi treci acolo aproape, stai un pic să mă dau eu așa să... Păi nu știu, să fii cu minte, să fii ascultător și să nu mai suferi. Auzi, surioară mai mare, tu ai fi mai mare de ani. Tatăl la mulți ani din partea mea, te iubesc.
din tot sufletul. Ești copilul meu. Te iubesc. Te iubesc mult de tot copilul meu, da? Da. Bun, păi și... Să zicem la multă. Du-te mai aproape lângă cu curioși. Să ne spui și mă mâncam pe cacica aia ta, că sunt tare curioși. Spune. La multă. E mai nou că e mai nou. Nu-i minte. La mulți ani să fii sănătos. Să fii sănătos. Da. Nu e el supărat, așa e el mai serios. Păi ce făcurăm bunică? Soarele pe cer, nu cunoscă el. Am și eu un băiețel, când am viața pentru el. Zi de zi mă doresc, pentru puișorul meu. Toată dragostea e o fel. Păi și restul nu vin cu pupicul. E frumos și altă. Să-ți spună parte. Ia-o! Are cine, are cine, are cine.
Mai bagă și mie de matare, o să încep. Bun. Băi Alexandru, tu ca nepotul meu, da, băiatul meu, fratele meu, să fii sănătos și tot ce-ți dorești de la viața ta să ți se îndeplinească. Atât îi doresc eu lui nepotul meu. Bun. Bun. Să fii sănătos. Alexandru, tu ești băiatul uman, iar mic și al cuminte. Ești sufletul meu. Mami te iubește și mami și fane și tot și sora ta, toată lumea, noi te iubim. Dar tu trebuie să ne asculți, mami. Da. Adevărat. Să trăiască Alexandru. Deci tu trebuie să ne asculți și de ce spune, mai spune mami să-ți fie ție bine. Da? Bun, îmbrățișarea și pupicul, hai că ne lămurirăm. Bun. Să treci batele, să fii sănătos. Bun. Alexandru. Păi și cum făcurăm tati? Dorința de la mami și tati. Asta surpriza de la mami și tati și dorința la iubită. Păi e corect așa? Hm? Spune tu. Pentru el, zi de zi mă rog mereu, pentru puișorul meu, tot dragoste îi ofer și-l iubesc până la cer. E frumos și alintat, puiul mami răsfățat. Am și eu un băiețel, aș muri la piept cu el, de s-ar întâmpla ceva, aș plăti cu mea. Ai grijă, Doamne, de mine, să-l fac mare, să-l pot bine. Mă rog ca orice părinte să aibă noroc și minte. Ai grijă, Doamne, de mine, să-l fac mare, să-l pot bine. Mă rog ca orice părinte să aibă noroc și minte. Am și eu pentru el, zi de zi mă rog mereu, pentru puișorul meu, tot dragoste îi ofer și-l iubesc până la cer. E frumos și alintat, puiul mami răsfățat. Am și eu un băiețel, aș muri la piept cu el, de s-ar întâmpla ceva, aș plăti cu mea. Ai grijă, Doamne, de mine, să-l fac mare, să-l pot bine. Mă rog ca orice părinte să aibă noroc și minte. Ai grijă, Doamne, de mine, să-l fac mare, să-l pot bine. Mă rog ca orice părinte să aibă noroc și minte. Am și eu
viață de greu, lupt pentru băiatul meu, din toate puterile să-i fac bune zilele. Vreau să-i fac un viitor, să-i fie viață ușor, lângă el când noi mai fi, să-i venim.